În căutarea unei fărâme de pâine, basarabienii porniră pe drumuri. Foamea a provocat o creștere a criminalității și în special a furturilor. Cel mai frecvent erau furate produse alimentare. Foamea lua amploare la sfârșitul anului 46, începutul anului 47. Din disperare, un mare număr de oameni hotărâre să treacă prutul. Grănicerii sovietici primiseră ordin să fie necruțători cu cei ce vor încerca să treacă frontiera. Dacă erau prinși, administrația avea ordin să execute pe loc. Dacă și cineva reușea să treacă prutul, era căutat de către cachebiști pe teritoriul României până îl descoperau și îl lichidau. Odată cu moartea adulților, a părinților mei de copii, rămași fără stăpâni, hoinăreau prin sate și orașe în căutarea hranei. Copiii orfani din sate plecau în orașe în speranța de a găsi o bucată de pâine. Numărul oamenilor care au murit de foame și boli în anii 1946-1947 în Basarabia, conform diferitelor statistici, este de la 115.000 la 300.000, la care se adaugă 3.500 afectați de malnutriție. Foamea din acei ani a fost o gravă consecință a acțiunilor administrației criminale, a regimului comunist-alenist, ale funcționarilor de partid și de stat ai puterii sovietice. În primăvara anului 1947, odată cu învierea naturii, au sporit și șansele de supraviețuire a celor care au avut norocul să scape din iadul foametei. Leușenienii pales, adevărate schelete ambulante, odată cu topirea zăpezii de către razele soarelui de primăvară, s-au îndreptat în codru. Acolo, în pădure, mai găseau ghinde rămase din toamne, dar salvarea era de fapt ursica, pe care oamenii o culegeau de cum se vede sub zăpadă. Rădăcinile usturoiului ciorii le urda. Odată cu sosirea primăverii, a sosit salvarea de la Dumnezeu. Cu eforturi inimaginabile, agafea cu copiii au semănat grâu și porumb. Roata s-a dovedit a fi una foarte bună. Bucuria leușenilor nu avea margini. Unii dintre cei care au rămas în viață au făcut abuz de mâncare și aceasta i-a costat viața. Agafea avea mare grijă ca toți copiii ei să mănânce câte puțin, să nu facă abuz de alimente, astfel recurgând la tactica ieșirii treptate din foame, cu alimentație strict porționară. Ca rezultat, slavă Domnului, toți membrii familiei au scăpat cu viață. Maria, fiica mai mare a Agafiei, a fost înscrisă la școala pedagogică și în anul 1948 a fost transferată în calitate de învățătoare la Mihalașa, sat din preajma Teleneștenilor. Tot în această perioadă, o pețitoare a venit la mama Agafia să o îndemne să o dea de nevastă pe Maria, după nepotul lui Vladimir Virejanu, Tudor Hotineanu, care o iubea încă din anul 1940. Cum îl văzut pe Tudor, Maria și-a amintit că el e vărul Emiliei Virejanu, la cărei părinți, împreună cu sora sa, au stat în gazdă. Când frecventau școala în 1940, pețitul n-a durat mult. Era vreme după război, de după foamete. După sărbătorile de iarnă, după boboteasă, au făcut nunta. Maria și-a adus aminte din spusele mamei că și nunta bunicului Gheorghe și a bunicii Ileana a fost după boboteasă. Pot fi și eu fericită, se gândi Maria. Cununia a fost oficiată în biserica din Leușeni. Nașul Anatolie, fratele mai mare al lui Tudor, cu nașa Anastasia, au fost martorii jurământului depus de tineri în fața Creatorului. Și-a jurat credință unul altuia, dragoste până la adânci pătrâniți. Dragoste faste din ea, de țară și de bunul Dumnezeu. După anii de deportare, după anii de foamete, Agafea nu prea avea cu ce face nuntă. Tudor, din cei 7 frați ai săi la Telenești, îl avea doar pe Anatole, acum acesta fiind și nașul său. Părinții lui Tudor, Daniel și Anastasia, muriseră în anii de război. În casa, construită cu soțul Petru, Agafea a pregătit masa mare de după cununie. Agafea cu copiii, Maria și Mirele Tudor, mătușile Maria și Vasilița, cu bărbații lor Dumitru și Timofei, au fost unici nuntași la nunta fetei mai mare a Agafei și a lui Petru Crăciun. Agafea se bucura că a ajuns să-și vadă fata măritată. Tinere s-a mutat cu traiul la Teleniști. Tudor Hotineanu locuia în casa părintească. Camezin, după moartea părinților, deveni stăpân în gospodărie. În aceleași câșlește, după bubotează, Agafea a făcut nuntă și cu fiul ei mai mare, Grigorie. S-a surat cu o fată pe nume Maria, care era tocmai de la Saharna Rezina. Tinerii rămaseră cu traiul în gazda la Teleniști. Grigorie, fiind agronom la direcția agricolă, era în stare să-și întrețină tânăra familie. Tot în acestea câșlești s-a măritat și Minodora. S-a măritat cu Ion, fiul
apostolului primar Nicolae. Tudor cu Maria erau fericiți în căsnicia lor. Dumnezeu îi susținea în toate. Tudor era un țăran priceput și muncitor, avea pământ și Maria primise ceva pământ de zestre de la mama Agafia. Tudor avea via părintească, dar și lotul fratelui mai mare Victor refugiat în 44 în România. Mai avea căruță și cai, însă mândria lui Tudor era soția sa tânără, frumoasă, harnică, înțeleaptă, învățătoare la școala din Halașa. Așa a început viața de familie a Mariei Crăciun, acum Hotineanu, fiica fostului primar de Leușin, Petru Crăciun. Tudor știa că soacra sa Agafia a fost ridicată din sat în vara lui 1941. De la soția a aflat despre drumul pătimirilor prin care au trecut până au ajuns în 1944 acasă, la Leușin. Zii era ocupat cu lucrările agricole, arat, semânat, prășit, treierat, culesul strugurilor, prepararea vinului, iar toamna târziu și iarna cu vânzarea surplusului de producție agricolă. Chiar și de la bun început, familia lor era una de țărani intelectuali, înstăriți și cu de toate în casă.